Avem mâneșteri populari veniți de departe. Vreau să o cunoașteți pe Ana Cazac, care vine din Gura Humorului și care face păpuși și măști populare. Bună ziua și bine ați venit, doamnă! Ce faceți? Am venit să arăt și eu un pic frumusețile Bucovinei în aceste exponate minunate. Care... Din asta trăiesc dumneavoastră? Nu, eu am o slujbă la protecția copilului. Oh, ce frumos! Și acolo învăț copiii tocmai să facă aceste lucruri. Să ducă tradiția mai departe. Da. Veniți de la Gura Humorului, o zonă foarte bogată și foarte frumoasă a țării, plină de astfel de tradiții și care e un simbol pentru noi, România. Desigur. Bine ați venit! La mulți ani! Bine v-am găsit! Mergem mai departe și vreau să vă spun că vom cunoaște acum o doamnă care, atenție, primul meu costum popular a fost făcut la Vaslui. Nu l-am purtat astăzi, că am zis să fiu un pic între, adică, ați înțeles, e, cumva așa, ca să mă disting că-s prezentator, să nu zică lumea că am și pretenții de solist vocal. Dar primul meu costum popular pe care mi l-a făcut cineva vreodată în viață a fost făcut la Vaslui, mai exact la Soleș. Și vreau să vă spun că una dintre cele trei doamne care au lucrat la costumul meu popular, mai exact la fota roșie, este doamna Floarea Grigoruță, care se ocupă de țesătorie și de fote populare. La mulți ani și bine ați venit! Stați așa că nu știu unde să mă așez. Ce faceți? Bine ați venit, la mulți ani. Am venit să mai facem o fotă. Mai faceți o fotă? Mai facem, facem bani de sărbători. Da, să vă așa să vă ajut. Dumnealui este... Petru Stoleru, bine ați venit. Bine v-am găsit. Meșter popular, cu ce vă ocupați? Eu acum fac țăgii pentru doamna Floarea. Deci, practic, tot femeia e șeful în casă, din ce înțeleg. Bineînțeles. Dumneavoastră pregătiți țăgile și doamna le dă în război. Așa-s bărbață, ei își văd de treaba lor acolo, la la furcă, și femeile se apucă cu războiul în casă, domnule. Păi ele sunt cu războiul. Cu războiul. Ele tătă-ți doa sărălii de gură și cu războiul. Iată, ferească Dumnezeu să umbli între ițele ei acolo. Da, bine, suntem și moldoveni, aia e viața. Să-ți vedea Dumnezeu sănătate la mulți ani și bine ați venit. Mulțumesc tare mult pentru superba fotă roșie care îmi poartă noroc. La mulți ani vă doresc și dumneavoastră. Mergem mai departe. Mihai Hrincescu vine din comuna Arbore, Suceava, se ocupă de costume populare și alături de el este și Andrei Vladimir. Bună ziua și bine ați venit! Bine, la mulți ani! La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor românilor. Am venit aici cu două, să ne lăudăm o leacă. Da, păi da, dacă nu așa, noi... Așa este bine bucovineanului să fie fălos. Și am venit cu câteva comori de la noi, de la Arbore, din colecția mea personală. Comoara, să știți că asta nu e a dumneavoastră, asta e comoara noastră. O să vă rog pe ea, nu o luați, că avem nevoie de azilnic aici. Fiecare cu comorile lui, nu e așa? Da, corect, corect. Și dacă vedeți aici, vom prezenta la moment un costum de dinainte de România Mare și până la cele care se lucrează astăzi. Și aici, alături de mine, este Andrei, probabil unul dintre cei mai tineri meșteri populari din țară. Pregătește un brâu din ce văd eu, cu roșu și cu negru, nu? Bine ai venit, Andrei, și la mulți ani! Bine v-am găsit, la mulți ani tuturor românilor. Aici am adus un război mai mic, acasă se lucrează pe mult mai mare. Acasă se războaie mari. Mari, da. Aici pregătim baierele de trăistuț. Noi venim din Ținutul Rădăuților și trăistuța care o poartă și doamna Sofia Vicoveanca este celebră. Aha. Și lucrăm la baierele pentru trăistuț roșu-negru. Foarte frumos. La mulți ani, sănătate vă doresc și mă bucur tare mult că astfel de oameni ca dumneavoastră ne vor asigura nouă identitatea națională în lumea asta care devine sigur din ce în ce mai greu de cuprins și de înțeles, așa că astfel de oameni ne duc nouă tradiția, dar